Spice la icoană, de Andrei Ciobanu. Pe tatăl său, Sazon, băiatul nu-l ține minte. Venise bolnav din armata română. Zăcuse câteva luni și în 1927, pe când Andrei nici nu împlinise anul, s-a stins din viață. Peste câțiva ani, asupra stepei din Bugeac, se lăsă o arșiță dogoritoare. Se abătu o secetă cumplită. Izvoarele au secat. Grinele se ofileau fără a da în spic. Oamenii luau torbele și apucau drumurile, pribegii ei. Dar unde să se ducă maica sa? Duchița, cu 8 copii, vându plugul, covoarele, cumpără niște fasole, un tubultoc de tărâță, numai ca să țină cumva casa. Crucea Roșie, internațională, a luat sub procotire copiii din Basarabia, chinuiți de foame. La Ermoclia, ca și în alte sate, se deschise o cantină. Celor bătuți de soartă li se dădea o dată pe zi câte un boz de mămăligă și o strachină de ciorbă. Tot Crucea Roșie li se adresă cetățenilor din regatul vechi, cu rugămintea să iei fiecare în măsura posibilității câte un copil doi din ținutul basarabean, să-i întrețină vremelnic, până ce va trece setița. Folosindu-se de moment, unul dintre consătenii mai înstăriți îl introduse pe Andrei în lista celor care au urmat să fie evacuați în România. El pusese de mult ochiul și visa să acapareze pământul rămas orfanilor moșteniți de la Sazon Ciobanu. Nu dau copilul de lângă mine măcar să mă sfâșiați, se împotrivi cu îndrăznirea Dochița. Jandarmii îl urcă cu forță în căruță. Erau 10 copii la număr, 2 fete și 8 băieți, toți cam de aceeași vârstă. O noapte încheiată i-au tot hurducat boldovanii drumul. La gară, din Tighina, poposind în zori de zi, Andrei venea pentru prima dată trenul becuri electrice. Trenul lui dăduse peste munții Carpați, la Cluj. Le-a pus la dispoziție o sală mare, într-o clădire cu 4 etaje. Andrei se ținu tot timpul alături de verușorul său, Arsenie Ciobanu. Se dădeau drept frați, apărură bărbații și femei care luau copiii pe la casele lor. Cum te cheamă? Se reținu lângă Andrei un omulean cu buciușca în mână. Ia scoală-te! Iasă palmele! Arată limba! Necunoscutul îl cercetă de amănuntul, parcă vrei să-l cumpere. Și cum te dizmeară maică-ta? Indri, văzându-l pe omulean bine dispus, Andrei își lua îndrăzneala. Dar eu nu singur, cu frățiorul Arsenii. Îl luăm și pe el, veți trăi în vecinătate. Suirea tustrei într-o brișcă. Murgul dispune de un drum lung și întortochea de munte. Înnoptase de binelea, când au tras la o poartă înaltă, frumos ornamentată, copiii tăceau cu frica în sân. Nu știau ce îi așteaptă, ce le mai urzește destinul. Domnule Bobocan, strigă bărbatul pe la capra trăsurii, vină și ți-a averea. Țăcâni zăvorul. În poartă își făcu apariția un bătrân cu un felinar în mână. Andrei rămase aici, iar Arsenii plecă în vizitul la altă curte. Gazdele s-au dovedit a fi oameni buni. I-au spălat, i-au hrănit, le-au așternut să doarmă. Atât doar că le erau foarte credincioși, ori întregii țineau în fața iconilor să bată mătănii să se roage Duhului Sfânt. În apropiere erau o șatră de țigani. Puradeii se jucau gălăgioși în jurul rugului. Cântau la diferite instrumente. Andrei, fiind unicul copil în ograda bătrânilor, își tragea adesea cu piciorul pe la vecini. S-a împrietenit cu un țigănaș cu pete lungi, care îi ascundea sfârcurile la ureche ce îi stricau în fricoșarea. Băiețașul, însă, fermeca lumea cu fluierul și vioara sa. Majoritatea copiilor nu cunoșteau numele adevărat, cu toți îl părăcheau ciut. Ai găsit și tu cu cine să te joci? Îl dogeneau gazdele pe Andrei. Peste un an, ziarele aduceau din Basarabia vești îmbucurătoare. Aici căzuseră ploaia, ploi abundente. Înverziseră ogradele.
se întorceau din pribegi oamenii. Dacă dorești, poți să rămâi pentru toată viața noi. Ne fi un stâlp la bătrânețe, îți lăsăm și moștenirea și toată averea. Vă mulțumesc, dar mi-i dor de acasă. Pe lângă gazdele ospitaliere, aici să-l petreacă toată țigănimea. Drum bun, Indirii, îți dorim țigănașul cu plece vărsate pe umeri. Să nu uiți de ciut, poate ne vom vedea peste câteva ani. Cine știe, și s-au întâlnit pe neașteptate, în împrejuriri neobișnuite. Când? Tocmai peste 38 de ani. Unde? În Ungaria. Andrei Ciobanu, președintele unei dintre cele mai bogate colhozuri din Moldova, venise la o casă de odihnă de pe litoralul locului Balaton. Într-o seară, pe lângă el, trecu o agale încolo și încoace un bărbat cu vioară subțioară. Îl privi lung, de-a parcă vroia să-l întrebe ceva. Îl înconjură odată. În cele din urmă, acesta a început să îngâni melodia, cântecul copilului orfan. Dădu pletele la o parte și descoperi sfârcurile urechilor. Andrei sări goldea de pe bancă. Ciut? Tu ești? Eu, Indirii. S-au îmbrățișat fierbinte, copășiți de emoții. Sunt muzicant, povesti Vleanu. A venit aici, în turneu. Vă invit de seară la concert. Câteva ore s-au plimbat pe alele, parcurgând pe litoral, depunând firul amintirilor. În timpul concertului, Ciut anunță de pe scenă. Oferă acest cadou muzical unui prieten din copilărie, care trăiește în Basarabia și asistă acum în sală. Andrei rămase adânc mișcat. Urcă pe scenă și înmână vioristului un buchet de flori.